înainte lor. Clara, Clara! Intrați, eu vă pregătesc imediat câte un ceai, câte o cafea. Scuzați! Alo? Alo? Da, Dragoș? Coș. Da? E la mine, acum 2-3 minute a ajuns. Ce s-a întâmplat? Iarăși! Da, bine? Îi zic chiar acum, chiar mă vede că discut cu tine. Bine, hai scumpule, hai că nu am timp, sunt foarte ocupată. Da, hai, la revedere, la revedere, dragule. Clara, fetițo! Da, mama. Dragoș a sunat mami. Se uita telefonul la casă. Au sunat iarăși de la serviciu. Ai o chemare urgentă, trebuie să pleci, Clara. Într-adevăr, am luat doar actele, m-am pornit fără telefon, la serviciu. Laura, fetiță, îmi pare atât de rău, dar trebuie să plec. Fetelor, voi ați uitat că sunt și eu aici, cam bătrâmoară, dar sunt și eu. Mamă! Clara, ai încredere în mămica ta? Fugi, repede că deșteaptă la serviciu, acolo este urgență, dar tu stai la discuții. Du-te, stai liniștită. Am eu grijă ca Laura să nu se plictisească. Nu e așa, Laura? Oh, mamă, ca de obicei tu mă salvezi. Îți mulțumesc foarte frumos. Fetelor, trebuie să fug. Sper să nu vă supărați pe mine. Laura, te rog să nu te superi. Vreau să-i lași numărul tău de telefon mamei, ca să putem discuta prin telefon. Te rog foarte mult. Bine? Bine. Așa voi face. Acum fugiți. Nu vreau să întârziați și să aveți probleme din cauza mea. Stați liniștită. Voi lăsa numărul meu de telefon. Mamă, eu plec. Am eu grijă ca Laura să nu se plictisească. Nu e așa, Laura? La revedere. Sper să nu vă supărați, dar chiar trebuie să fug. Așa mi serviciu, mamă. Tu ai vrut să devin eu medic. Acum plec. Vă las, bine? Hai, hai, fugi, Clara, fugi. Să nu întârzii. Vorbim de seară la telefon să povestești cum ți-ai petrecut ziua. Hai, fugi, te rog. Mami te iubește foarte mult. Odihniți-vă în liniște. Laura, mă bucur foarte mult să te revăd, fetițo. Da, pa, mamă, îți mulțumesc. Pa, pa. A și plecat, Laura. O iubesc foarte mult. Este unica mea fetiță. Acum, hai, intră să-ți pregătească bunica un ceai. Hai, repede, vină să bem un ceai, să servim un ceai. Hai! Oh, nu! Nu vreau să vă deranjez. Ar fi suficient doar un pahar cu apă, vă rog frumos. Nu vrei un ceai? Bine, bunica îți dă și un pahar cu apă. Vino și te așează. Hai, uite aici un scaun el, bunicuții. Așează-te aici. Oh! Niște fructe și bunica te servește imediat cu un pahar cu apă. Așează-te, fetițo. Vai, aveți o casă atât de frumoasă.
o casă splendidă. Laura, îți mulțumesc foarte frumos. Am făcut-o și eu după sufletul meu. E foarte dragă să stau în ea. Aveți gusturi foarte bune. Este foarte frumoasă. Da. Căsuța mea. Acum câteva luni în urmă era cât pe ce să o pierd. Și nu mai mi-amintesc și lacrimile îmi apar imediat. Să o pierdeți? De ce? Oh, Laura, Laura. E o poveste lungă și tristă, fetițo. Îmi pare foarte rău că v-am făcut să vă reamintiți de cele momente. Nu-i nimic, fetiță, sunt obișnuită cu aceste gânduri. Familia noastră, Clara, este unica mea fiică. Avem o durere mare în suflet, Laura. Cer scuze. Scuze, te rog. De ce? Ce s-a întâmplat? Cu mulți ani în urmă, Clare, i-a fost furată o fetiță. Iar noi am aflat despre aceasta acum 2 luni în urmă. Și de atunci o căutăm. Nimeni nu știe nimic de ea. Nimeni nu a auzit. Nu mai știm unde să mergem, la ce ușă să batem. Clara zâmbește, pentru că e puternică. Dar are sufletul distrus, Laura. Eu o cunosc foarte bine. Zâmbește doar când este cineva lângă ea. Dar plânge zi și noapte, că nu o poate găsi pe fetița ei. Ce mult îmi pare rău. E trist, Laura. E foarte trist. Am dat orice am dat să o putem găsi pe fetița noastră. Dar nu înțeleg. Cum au furat-o? Când a născut Clara, eram cu toții siguri că a născut doar o fetiță, doar pe Ioana. Dar ea, de fapt, născuse 2 surioare gemene. Cealaltă fetiță i-a fost furată. Noi nu am știut de existența ei până acum 2 luni în urmă. Clara a avut o soartă foarte grea și toate acestea din pricina unei femei. Ea i-a făcut toată durerea, chiar și pe Ioana. I-a furat-o când fetița avea 2 luni de zile. Dar noi știam că ea a fost furată și am găsit-o până la urmă. Dar pe cealaltă fetiță nu mai știm. Nu știm unde să o căutăm. Nu știm ce să mai facem. Iartă-mă, te rog, Laura, cu problemele noastre. Te împovărești și pe tine. Vai, cât de trist. Vedeți cum e viața? Eu cunosc o fetiță care, din potrivă, a fost abandonată la naștere.
Acum are viața foarte grea. Nu are nici ce să mănânce, nici ce să îmbrace. N-are nici casă, n-are nici Crăciun, nimic nu are. Are viața foarte chinuită. Mi se sfâșie inima când mă gândesc la ea. Este fetiță foarte cum se cade. Mama ei biologică nu a vrut-o și a lăsat-o în spital.